Asociația Pro Infrastructură critică în termen duri atitudinea autorităților în cazul construirii autostrăzii care ar urma să lege Transilvania de Moldova. Reprezentanții asociației au avut o întâlnire cu ministrul Transporturilor acum câteva zile. Vestea foarte proastă este că segmentul Târgu Neamțiaș este în continuare mort și bine îngropat, deoarece ministrul Șova a reconfirmat că se dorește construirea acestui sector prin parteneriat public-privat, o soluție mult mai costisitoare pentru România și pentru șoferi, dar și mult mai greu de transpus în realitate, mai ales din cauza studiilor incomplete pe care le avem acum. Transmis care au și o explicație pentru această formulă aleasă de Ministerul Transporturilor. Implementarea prin parteneriat public-privat autostrăzi este scuza perfectă de a nu se face nimic. Sau, posibil, șansa celor care au decizia în vârf de pix de a da un tun gras în complicitate cu firmele private. Bineînțeles, totul pe spinarea românilor, care riscă să plătească despăgubiri consistente investitorilor fără să aibă un centimetru de autostradă executat în teren. Au mai susținut cei de la Pro-Infrastructură. Ministrul a promis totuși că până la final de 2018 se vor lansa licitațiile pentru actualizarea studiilor de fezabilitate pe tronsoanele Târgu Mureș-Ditrău și Ditrău-Târgu Neamț. Reprezentanții Asociației Pro-Infrastructură nu cred că licitațiile respective vor fi lansate până la finalul anului, mai ales că o promisiune similară a fost făcută și de directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în luna iunie acestui an.